Bună! Hello, bună! Bine ați venit! La expoziția noastră este un colectiv care se numește Apparatus 22, doar doi dintre ei momentan. Maria și eu, Dragoș, Erico e la Bruxelles. Expoziția se numește To the Reading Room, We Applied Ourselves to Mid-Air Visits. Expunem ca pe o masă de disecție elementele atât lucrărilor, de exemplu aici pânzele împreună cu neoanele cu lumină UV, dar și lângă toate referințele, citatele, imaginile trimise de curatorii și artiști invitați să reacționeze la lucrările noastre. O sală de lectură, practic. Și cumva ne-am gândit la ideea asta de sală de lectură, de reading room, și pentru că lucrăm foarte mult cu limbaj și toată expoziția are legătură cu modul în care noi lucrăm cu limbajul și în diverse feluri și încercăm să reinventăm, să regândim pentru secolul 21 pictura still life, aducând simboluri contemporane și o privire critică în ceea ce înseamnă still life, compoziția de still life. Și cumva vorbește despre durerea și șocul și momentul acesta care ne-a schimbat cumva viețile, perspectivele asupra vieții în momentul în care i-a dispărut. Se mișcă între ceva optimist și ceva foarte dureros și cumva e și o încercare a noastră să, pe de-o parte, să carry on, să continuăm și în același timp vrem să nu uităm niciodată despre prezența Ioanei și vrem, chiar dacă faptul că a dispărut în un moment foarte dureros pentru noi, ne dăm seama că e important să ținem aceste momente dureroase aproape, pentru că, de fapt, ne gândim și la lucrurile pozitive, care, în special lucrurile pozitive pe care le-am descoperit sau le-am trăit alături de Ioana.